Bună ziua! Stimate domnule președinte Klaus Iohannis, mă bucur foarte mult să vă găzduiesc aici, la Chișinău, în această primă vizită în Republica Moldova, după mulți ani de îngheț la nivelul relațiilor, la nivelul cel mai înalt al relațiilor dintre țările noastre. Mă bucur că, începând cu ziua de astăzi, Republica Moldova și România reintră într-o interacțiune firească, frățească și deschisă. În aceste zile, Republica Moldova pășește într-o nouă etapă, atât pe plan intern, cât și pe dimensiunea politicii externe. O etapă a ieșirii din izolare internațională și de conexiune la spațiul european, la vecinii și partenerii noștri strategici. Și, bineînțeles, o etapă de relansare a parteneriatului nostru strategic pentru integrarea europeană. Astăzi, o spun cu toată încrederea, pornim o nouă etapă în cooperarea bilaterală. O prietenie la nivel înalt între Republica Moldova și România, care va aduce beneficii cetățenilor ambelor state și va contribui la construirea unui viitor mai bun. România a fost alături de Republica Moldova din prima zi de independență. A fost o susținătoare fermă pe toate planurile, economic, politic, diplomatic, cultural, educațional. Ați fost alături de noi și la bine și la greu. Țin să vă mulțumesc pentru acest rol jucat de România în dezvoltarea Republicii Moldova. În acești ani, România a renovat în Republica Moldova grădinițe, obiecte culturale, chiar sate întregi. Zeci de mii de copii și tineri din Republica Moldova au învățat în liceele și universitățile din România, cu burse din partea statului român și au fost primiți ca acasă. Iar elevii din sute de sate moldovenești pot merge la școală cu unul din autobuzele donate de România. România a sprijinit programe culturale, schimburi academice, dezvoltarea mass mediei din Republica Moldova, atât la nivel de guvern, cât și prin investiții private. În anul care se încheie, România a oferit Moldovei un ajutor foarte generos de echipamente de protecție și sprijin uman pentru gestionarea pandemiei COVID-19. Medicii români au lucrat timp de câteva săptămâni, cot la cot, cu medicii noștri, pentru a salva vieți în Republica Moldova. Vă mulțumesc frumos pentru acest sprijin. România a venit și cu investiții în domenii strategice, care ne vor ajuta să consolidăm independența și suveranitatea Republicii Moldova și pe viitor. Mă refer aici la construcția conductei Iași-Ungheni-Chișinău, care va deveni un element important al securității noastre energetice, cât și în plan mai larg la deschiderea României față de producătorii noștri. România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, inclusiv pentru multe exporturi agricole. Acest parteneriat cu România a ajutat Republica Moldova să-și consolideze independența, să avanseze spre spațiul european și să se dezvolte în plan economic. Investițiile românești au contribuit de asemenea la dezvoltarea Republicii Moldova. Vreau să accentuez deschiderea noastră față de investițiile românești, dar și necesitatea ca noi, în Republica Moldova, să fim mai eficienți în protejarea și atragerea investițiilor străine de calitate. Aceste investiții ne ajută să creăm locuri de muncă, să dezvoltăm economia, să modernizăm țara, să motivăm familiile tinere să rămână acasă și să conectăm țara noastră la spațiul valoric și economic european. Iată de ce, și pe această dimensiune, este atât de important să reformăm justiția și să ducem o luptă eficace
împotriva corupției. Instituțiile statului trebuie să servească interesul țării, nu al unor grupuri corupte, iar presiunile abuzive asupra investitorilor trebuie să înceteze. Vă mulțumesc în numele cetățenilor Republicii Moldova pentru sprijinul oferit atât pe parcursul acestor aproape 3 decenii, cât și în acest ultim an marcat de pandemie. Cetățenii Republicii Moldova au nevoie în continuare de ajutor pentru a ieși cu bine din criza sanitară și economică. Am discutat astăzi despre cooperare și asistență pentru combaterea virusului și ne bucurăm de deschiderea României de a oferi vaccinuri în Republica Moldova cât mai curând. Aceste vaccinuri, destinate în special lucrătorilor din prima linie, lucrătorilor medicali, vor salva vieți și ne vor ajuta să oprim răspândirea infecției. Desigur, în perioada următoare va trebui să depășim și efectele crizei economice. Și aici contăm pe sprijinul României, atât în plan bilateral, cât și prin vocea foarte importantă a României în deciziile Uniunii Europene față de Republica Moldova. Republica Moldova și România au o limbă comună, o istorie comună și o cultură comună. Îmi doresc ca în următorii ani relația noastră să se dezvolte și pe proiecte de viitor comune. Îmi doresc să investim următorii ani pentru a consolida și dezvolta legăturile dintre țările noastre. Aș vrea să continuăm dezvoltarea relației noastre pe dimensiunea culturală, educațională și să consolidăm această relație și prin mai multe investiții, printr-o infrastructură care să ancoreze Moldova și mai ferm în spațiul european. Sper să reușim în următorii ani să renovăm și să construim poduri rutiere și feroviare peste Prut. Construcția unui pod nou între Ungheni și Ungheni, de pe ambele maluri ale Prutului, va conecta cetățenii Republicii Moldova atât de Iași, cât și de autostrada care va lega estul Europei de Uniunea Europeană. Vreau să organizăm și un forum de afaceri Republica Moldova-România pentru a dezvolta și aprofunda legăturile economice dintre statele noastre. Aceste deziderate se conțin și în declarația comună adoptată astăzi împreună cu domnul președinte Klaus Iohannis, declarație prin care ne-am exprimat hotărârea de a aprofunda cooperarea dintre Republica Moldova și România și de a acționa împreună pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune. Mulțumesc, doamna președinte. Mă bucur să mă aflu astăzi aici la Chișinău alături de președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, pe care doresc să o felicit și cu acest prilej să subliniez cât de importantă este victoria pe care a obținut-o la alegerile prezidențiale din 15 noiembrie. Îmi permit chiar să spun că este o victorie de o importanță istorică. Am plăcerea de a fi primul oaspete primit de doamna președinte Maia Sandu după preluarea mandatului său. Este, fără îndoială, o confirmare a relației speciale dintre România și Republica Moldova, bazată pe comunitatea de limbă, cultură și istorie și fundamentată pe parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, de la a cărui semnare am aniversat 10 ani în aprilie 2020. Mă bucur că această vizită la Chișinău se realizează pe fondul unui vot masiv al cetățenilor Republicii Moldova în favoarea implementării reformelor democratice în conformitate cu valorile integrării europene. Acest vot clar în favoarea reformelor reprezintă un semnal în privința direcției în care cetățenii doresc ca Republica Moldova să se îndrepte.
Eu sper ca toate forțele politice din Republica Moldova să înțeleagă acest semnal limpede și să nu acționeze în sens contrar. Numai prin implementarea completă a reformelor la care s-a angajat prin acordul de asociere încheiat cu Uniunea Europeană, Republica Moldova poate să devină un stat cu adevărat european, prosper, stabil și rezilient. Respectarea principiilor și a valorilor democratice, un stat de drept consolidat, o justiție independentă, lupta eficientă împotriva corupției sunt elementele pe care este construită prosperitatea și stabilitatea statelor din Uniunea Europeană. Fără însușirea acestor elemente la nivelul statului prin reforme, Moldova nu va putea avea o dezvoltare armonioasă și durabilă. România își dorește ca Republica Moldova să prospere, iar cetățenii săi să se bucure de instituții democratice și puternice, capabile să le asigure securitatea și bunăstarea. Cu aceeași forță și convingere, ca și până acum, vom urmări menținerea și promovarea Republicii Moldova ca temă prioritară pe agenda Uniunii Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene, precum și consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Doresc să subliniez în mod special că România este și va rămâne prietenul sincer și principalul partener al cetățenilor Republicii Moldova. Prezența mea astăzi aici, investițiile realizate dezinteresat de România și asistența semnificativă pe care România a oferit-o în ultimul an pentru gestionarea pandemiei de COVID-19 dovedesc acest lucru. Suntem alături de președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, și suntem pregătiți să furnizăm întreaga asistență de care este nevoie pentru implementarea cu succes a programului său reformator și pentru gestionarea multiplelor crize cu care Republica Moldova se confruntă. În acest sens, îmi face plăcere să anunț un nou pachet de sprijin din partea României pentru cetățenii Republicii Moldova. Prin acest pachet de sprijin, România are în vedere următoarele. Încheierea cât mai rapidă a celui de-al șaselea protocol adițional la acordul bilateral privind grantul nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro, vizând prelungirea valabilității acordului și extinderea domeniilor de cooperare. Astfel, vom putea continua și extinde programele bilaterale de asistență de succes de până acum. Susținerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetățenilor Republicii Moldova prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin și trimiterea la Chișinău, în etapa imediat următoare, a unei echipe de experți români care să împărtășească din experiența României și să ajute la pregătirea strategiei de vaccinare. Este însă necesară o cooperare strânsă cu autoritățile de specialitate ale Republicii Moldova și implicarea acestora. România va furniza, așa cum a mai făcut-o, medicamente, echipamente medicale și de protecție pentru îngrijirea pacienților de COVID-19. Totodată, știu cât de afectați au fost agricultorii. De aceea, România are în vedere sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova prin acordarea ca ajutor extern a unei cantități de motorină de aproximativ 6.000 de tone. Vom continua sprijinul pentru consolidarea societății civile
și a independenței mass media din Republica Moldova prin realizarea în 2021 a unei noi contribuții financiare, cel puțin echivalentă cu cea efectuată în noiembrie 2020, respectiv de 250.000 de euro. Vom iniția o cooperare aprofundată pe linia justiției și a luptei anticorupție. De asemenea, avem în vedere semnarea cât mai rapidă a protocolului de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2021-2025, care ne va permite să susținem în continuare procesul de reformă a sistemului de învățământ din Republica Moldova, precum și acordarea de locuri de studii cu bursă și fără bursă în învățământul preuniversitar și superior de stat. Totodată, am luat notă de faptul că la 22 decembrie s-a aprobat în Republica Moldova inițierea negocierilor pentru acordul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice și științifico-didactice. Sperăm că semnarea acordului să se realizeze cât mai repede pentru ca cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia de prevederile sale. De asemenea, Ministerul Apărării Naționale din România va realiza transferul către Republica Moldova a unei donații separate de medicamente și echipamente destinate combaterii pandemiei de COVID-19. Am convenit cu președintele Maia Sandu că este importantă continuarea proiectelor comune de interconectare strategică, mai ales în domenii precum energie, infrastructură rutieră și feroviară, comunicații. Am discutat despre necesitatea continuării în siguranță a investițiilor românești în Republica Moldova și am asigurat-o pe doamna președinte că avem întreaga disponibilitate pentru a realiza investiții în beneficiul tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de zona geografică unde locuiesc, limba vorbită, confesiunea sau orientarea politică, așa cum am făcut și până acum. Am fost de acord să depunem împreună eforturi pentru consolidarea comunității de limbă, cultură și istorie dintre România și Republica Moldova și pentru promovarea patrimoniului cultural comun, care este parte integrantă a patrimoniului european. Totodată, în cadrul discuțiilor, am subliniat relevanța majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea transnistreană cu respectarea integrității teritoriale și a suveranității Republicii Moldova și mai ales fără afectarea viitorului său pro-european. Pentru a continua dialogul nostru, am adresat doamnei președinte Maia Sandu invitația de a efectua o vizită oficială la București. Astăzi am adoptat împreună o declarație comună care își propune să consolideze parteneriatul nostru strategic. Declarația reconfirmă relația bilaterală specială la aniversarea 10 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova, precum și angajamentul Republicii Moldova de a urma parcursul european și de a implementa reformele democratice necesare în acest sens. Am convingerea că preluarea mandatului prezidențial de către doamna Sandu va reprezenta punctul de plecare pentru aprofundarea cooperării bilaterale în spiritul aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, care să ducă la afirmarea sa ca stat modern, european și democratic, în conformitate cu așteptările legitime ale cetățenilor săi. Vă rog să contați, doamnă președinte, pe ajutorul meu și al României. Vă mulțumesc și vă felicit. Și vă mulțumesc foarte mult în numele meu și în numele cetățenilor Republicii Moldova pentru
aceste ajutoare foarte generoase și pentru deschiderea României, pentru proiecte importante pentru noi, pe toate sau în toate domeniile de activitate și de muncă. Eu vreau să vin cu un dar simbolic către dumneavoastră. Vreau să vin cu acest dar care este pentru sacrificiu sau este recunoștință pentru sacrificiul medicilor, al lucrătorilor medicali. Și în Republica Moldova și în România medicii sunt eroii vremurilor noastre. Și aceasta este o monedă emisă de Banca Națională a Republicii Moldova, care celebrează sacrificiul și dedicația medicilor în această perioadă foarte dificilă. Mulțumesc mult, doamna președinte! Vă doresc dumneavoastră și dumneavoastră tuturor multă sănătate! Mulțumim mult! Mulțumim.